Mai moale. Mai moale, am zis. Dacă mă bruschez în felul ăsta, mă duc tot acum la frizerie. Nu, drag, nu, nu, nu trebuie să te duci nicăieri, lasă că să te coafezi eu de azi înainte. Treaba ta. Dar vezi, dacă nu iese coafura bine, mă duc la frizerie. Frizerie, știu că la frizerie. Nu la cea din coasta casei și nici la cea de vis-a-vis. Ci tocmai în celălalt capăt al orașului, nu? Exact, e preferata mea. Preferată, păi se poate altminte. 34 de frizerii câte are orașul nostru, tocmai cea suburbană e preferata ta. Pentru că în toate celelalte 33, coafezele sunt femei. Contează bărbat sau femeie. Principalul e că el coafează mai bine. Mai bine decât toate coafezele din oraș, nu? Dar las, nu mai bine decât mine. Las că te lucrez eu de azi încolo. Dacă nu ai altceva de făcut, poftim. Dar atât am să-ți spun. Dacă coafura nu o să iasă bine, mă duc la el să-mi fac Să alta. iasă bine, nu-ți fă griji. Opa, miroase a cuptor încins înseamnă că pișcoturile sunt gata, mă duc să le scot. Of, că gelos bărbat pe capul meu zău! A făcut cursuri de coafor doar ca să-mi reteze drumul spre frezeria aceea periferică. Să-ți închipui una mai deocheată ca asta. Stă ore în șir la bucătărie doar ca să nu mergem seara la restaurant, ca să nu mă invite alții la dans. Mănânc chiftele făcute de el, apoi dansăm în bucătărie. Cu perdelele trase, ca să nu fiu văzută de vis-a-vis, unde e un cămin plin de holtei. Lucrează în trei locuri, doar ca să nu am și eu un servici, ca să nu ies din casă. Detențiune pe viață la domiciliu. Auzi, îți prevezi cu afura și pe urmă mă arunci pe mine la bucătărie, că nu mă mai țin picioarele de atâta alergătură. Dar bine că nu. Oaspeții sunt ai tăi, respectiv și bucătăria rămâne în seama ta. Cum adică oaspeții sunt ai mei? Păi, dar oaspeții sunt ai noștri, sunt comuni. Comuni sunt numai copiii. În rest, totul se împarte în al tău și al meu. Păi și copiii, dacă sunt ai noștri, de ce insistați să-i ducem la țară pe toată vacanța? Păi lasă să se mai bată vântul, să se mai plimbe prin pădure, să se mai odihnească un pic de noi. Da, și noi de... Păi vezi? Și ți-am spus-o de la bun început în privința oaspeților. Nu pot să o suport pe Didina. Când îi văd picioarele astea strâmbe. Nu strâmbe deloc de unde mi-ai scos și pe asta. A, nu strâmbe. Nu. Dar de unde știi? Te uiți la picioarele altor femei, da? Nu, Doamne ferește, nu m-am uitat, dar se vede. Ah, se vede, da? Să te zăresc eu, că o invit la dans. N-am să invit. Da. Dacă nu o invit, cu cine dansezi toată seara? Să dansezi numai cu tine? Nici cu mine. Să dansezi cu Olimpiada. Oh, nu, numai nu Olimpiada. Olimpiada e mioapă și mă calcă pe picioare. Te calcă pe picioare pentru că o ții prea aproape. Nu țin deloc aproape, ea vine tot timpul spre mine, pentru că e mioapă, nu mă vede, normal. Nici nu trebuie să te vadă, te văd eu. Rochia ai călcat-o? Am călcat-o. Salata e gata? Gata. Cum ai făcut-o? Cum scrie în manualul de culinărie, se iau 200 de grame de castraveți, iau roșii. Destul. Nu ai de gând să declam toată cartea de bucate. Și atunci, la ce bun mai pus să o învăț pe de rost, dacă n-ai răbdare să o asculți, barem? Dar nu faci nimic, o să-ți prindă bine. Auzi, e gata. Vulcanele stinse mocnesc ele câte mocnesc, dar ferita Sfântului să răbufnească. E pentru ultima oară când mai trebăluiesc la bucătărie. A fost declarat anul internațional al femeii și m-ai boierit un an întreg la bucătărie. Am tăcut. Apoi a fost declarat anul copilului. Iar tu ai spus că tu cauți de copii, iar eu de bucătărie. Iar am tăcut. Acum basta. Toți anii s-au consumat. Vreau să mai trăiesc și eu o leac. Vreau să-mi legalizez invenția, să-mi susțin dizertația. Pule, dar nu trebuie să te rup de Nu viață. vreau să mă rup de viață, vreau să mă rup de bucătărie. Ia uite, invenția ta, sau mai bine zis, ideea ca atare, nu ți-a venit tot la bucătărie? Newton a văzut cum cade un măr din pom și... Newton trăia pe vremea exploatării omului de către om. Iar tu trăiești pe vremea exploatării omului de către femeie. Newton nu avea cui să jeluie, iar eu am să mă plâng la sindicate. În sindicate lucrează femei, o să fie solidare cu mine. Am să mă plâng Asociației Ocrotirei Bărbaților. În fruntea acestei asociații stă o femeie.
Am să mă plâng soacră mi. A, nu uita că soacră ta e maică mea. Să mă plâng copiilor noștri? Copiii sunt încă minori și nimeni nu ia părerea lor în considerație. Chit că suntem în era accelerației. O, cerule! Femeile cu emancipație, copiii cu accelerație și bărbații cu disgrație. Mă duc să-mi pun cap în zilelor. Iar eu mă duc la frizerie. O să am o coafură splendidă. La înmormântarea ta.